Bună ziua, dragi șoferi, și bine v-am regăsit la un nou episod Barca Șoferul. Pentru astăzi am adus o mașină foarte specială, spunem noi, și destul de rară în România, și anume cel mai puternic și cel mai rapid model al celor de la Land Rover, și anume nou Range Rover Sport SVR Special Vehicle Operation. Este divizia care a creat această mașină. De fapt, este și prima mașină creată de noua divizie a celor de la Land Rover și Jaguar. Așadar, haideți să vedem despre ce este vorba. Mașina vine cu un motor de 5 litri V8, cu compresor mecanic, care dezvoltă 550 de cai putere și 680 de Nm. Adică cu 40 de cai și vreo 60 de Nm mai mult decât Range Rover Supercharge, modelul simplu, ne referim. Toată această putere este transmisă tuturor celor patru roți prin intermediul unui cutii cu 8 trepte de viteză. Și ce este nou la această mașină este că a primit un diferențial central nou care reușește să blocheze roțile spate mult mai rapid, mult mai eficient. Este probabil și cu siguranță, nu mă înșel, cel mai rapid SUV din lume. Drept dovadă, stă și timpul obținut această mașină pe Nürburgring, în care a reușit să bată Golf L32, Megane R26, chiar și Lotus Elise, dacă nu mă înșel, și a scos un timp bun această mașină de 8 minute și foarte puțin, nu vine acum, nu am idee acum exact câte secunde. Sunetul este inconfundabil. Deci absolut totul la mașina asta e vorba de sunet. Mașina dispune și de binecunoscutul sistem Torque Vectoring, foarte mult îmbunătățit la această mașină. Fiind o mașină de performanță, avea nevoie de acest lucru. Dacă auziți bine pe fundal, se aud acele pop-up-uri. Deja mașina asta tot este sunetul și distracția. Gândiți-vă că are un timp de 0-100 undeva în jurul la 4-2-4-4 secunde. Și este un Jeep, un SUV de atâtea, de aproape 2 tone, 2 tone și dacă nu mă înșel. Bineînțeles, mașina fiind una dedicată pentru un condus sportiv, direcția a fost recalibrată. Ce ține de frâne a fost dat pe mâna specialiștilor de la Brembo. Și are un sistem, se numește Active Dynamic, care îmbunătățește foarte mult mașina în viraje, în curbe. Deci sunetul face absolut toată treaba la mașina asta. Bun, hai să vorbim puțin despre interior. Interiorul, după cum puteți observa, vine îmbrăcat inclusiv absolut totul în piele, cea mai bună calitate. Avem absolut toate dotările de care avem nevoie pe o mașină de lux, dar în același timp nu lipsesc nici elementele sport. Și aici vorbim, bineînțeles, despre aceste superbe scaune. Eu nu am văzut nici scaune mai frumoase de pe nicio mașină până acum pe care am testat-o. Sunt de-a dreptul superbe. Ele pot fi alese în două combinații, cu aluminiu, așa cum le avem noi acum, sau cu carbon.
Avem, bineînțeles, carbon foarte destul de mult la interior. Padelele montate pe volan, niște padele foarte foarte ok la atingere, sunt din aluminiu. Și în continuare avem toate dotările de lux, cum spuneam, în materie de siguranță activă. M-aș distra în continuu cu mașina asta. Asta e mașina cu care vei trezi totdeauna vecinii când mergi acasă și care întotdeauna în urma ta vor porni alarmele. Toată această putere a mașinii de 550 de cai și 680 Nm este transmisă către cele 4 roți prin intermediul unui cutii de viteze automate cu 8 trepte și a unui sistem de tracțiune integrală care a primit și un diferențial spatele calibrat pentru a bloca roțile mai rapid și mai mult timp. Land Rover nu a uitat totuși de rădăcini. Range Rover SVR are o cutie de transfer cu două moduri, high și low, dar și sistemul binecunoscutul lor sistem T-Lane Response 2. Și acum probabil ți-ai dat seama, acest mastodon cu rachetă balistică sub capot a avut nevoie și de alte modificări pentru ca șoferul să ajungă acasă într-o singură bucată. Mai exact, sistemul torque vectoring din diferențialul central, care împarte cuplul motor între punți, a fost îmbunătățit pentru o experiență mai sportivă în viraje, în vreme ce sistemul de frânare a fost dat pe mâna celor de la Brembo. Totodată, suspensia spor bușile întărite și sistemele Active Roll Control și Adaptive Dynamics, ambele bineînțeles recalibrate, contribuie din plin la crearea celui mai dinamic Land Rover de serie produs vreodată. Ia să auzim puțin din nou sunetul. Asta a fost interviul nostru, review-ul nostru de fapt cu mașina, cu Range Rover Sport SVR. Sper că v-a plăcut. Destul de multe informații nu am avut despre ea nici de la proprietar. Sunt foarte puține mașini în România de ca ea. Gândiți-vă că mașina a costat 130.000 de euro. Bun. Până data viitoare vă spunem la revedere și nu vă uitați să abonați la canalul nostru. La revedere!